Primul lot de vaccin primit prin intermediul COVAX a ajuns aseară în țară. E vorba de peste 14.000 de doze de ser AstraZeneca produse în Coreea de Sud. Republica Moldova este printre primele țări care primește vaccinuri împotriva COVID-19 în prima tranșă de livrări COVAX. Președintele Maia Sandu a mulțumit pentru donație și a îndemnat oamenii în continuare să păstreze normele epidemiologice pentru a scăpa cât mai repede de această pandemie. Aceste doze de vaccin, 14.400 de doze, vor merge în continuare pentru imunizarea personalului medical. În continuare vom depune toate eforturile ca să reușim să aducem vaccin pentru cât mai mulți oameni, așa încât să putem să salvăm vieți și să păstrăm sănătatea oamenilor. Am o bucurie imensă pentru că primul lot de vaccinuri de pe platforma COVAX a ajuns în Republica Moldova. Vom continua vaccinarea și cu acest lot și suntem în așteptarea și celorlalte loturi care urmează să vină gratuit de pe platforma COVAX. Lotul de vaccin a fost întâmpinat de mai mulți oficiali, printre care ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău și ambasadorul SUA în Moldova. Uniunea Europeană a contribuit cu peste 2,2 miliarde de euro la platforma COVAX. Aceste 14.400 de vaccine sunt o expresie de solidaritate și vor fi utilizate pentru a proteja medici și personal medical din prima linie. Uniunea Europeană de la început a fost cel mai mare contribuitor la platforma COVAX. În acest context sunt profund recunoscător tuturor țărilor Uniunii Europene. Statele Unite au oferit 2 miliarde de dolari platformei COVAX și s-au angajat să contribuie cu încă 2 miliarde de dolari în următorii ani. Aceste vaccinuri sunt extrem de importante pentru a controla pandemia și a da speranță că zile mai bune sunt tot mai aproape. Moldova s-a pomenit într-un moment critic al acestei pandemii. Numărul de infectări se ridică la noi recorduri. Numărul deceselor în fiecare zi a urcat la un nivel alarmant. Potrivit Ministerului Sănătății, prin intermediul platformei COVAX în țara noastră ar urma să ajungă 24.570 de doze de vaccin de tip Pfizer și 264.000 de doze de ser de tip AstraZeneca. Campania de vaccinare din țară a început în 2 martie cu ser AstraZeneca din lotul donat de autoritățile de la București.